Dragii mei Capricorn, bine v-am regăsit pe Auroscop la etalele extinse pentru fiecare zodie în parte pentru luna iunie. Așa cum am procedat și la celelalte semne zodiacale, am extras deja informații, cărți din mai multe pachete de cărți de oracol, asta ca să nu vă iau din timp. Și am să vă spun în primul rând, ca o informație așa pe repede înainte, că luna iunie, grosomodo, este o lună în care, știți că nu se întâmplă toate numai bine, avem și o bogată activitate din punct de vedere al atacurilor energetice. Așa că există acei așa ziși vampiri energetici care vor încerca să ne ia din lumină. Pentru protecție am ales să vă vorbesc puțin despre anumite cristale și pietre pe care le puteți purta de-a lungul acestei luni, precum și obiecte vestimentare care au culoarea pietrei respective. O să vedem ce anume piatră vă va ajuta să atrageți abundența în viața voastră și să vă și protejați de aceste gânduri negative, intenții din partea unor persoane care posibil să nu vă suporte, să spunem așa. Pentru voi, dragii mei Capricorn, ce ar fi foarte ală, voi puteți purta luna aceasta cele 12 pietre ale fiilor lui Israel. Avem așa, cornalină, avem topazul, avem smaraldul, avem aquamarin, avem safir, rubin, hiacint, agat, ametist, peridot, onyx, jasp. Deci dacă aveți unul din aceste cristale sau pietre, nu ar fi absolut deloc rău să-l purtați la voi, în buzunar, în geantă sau sub formă de pandant, bijuterii sau culoare, de exemplu. Puteți purta la voi, să spunem, nu știu, rubin sau ametistul sau, în sfârșit, onyxul. Puteți să purtați albastru, mov. Eu v-aș recomanda să purtați mov. Pentru că o să vă ajute, în primul rând, în ceea ce privește atacurile acestea energetice. Da, sunt niște pietre care vă ajută fără doar și poate. Imediat avem aici simbolistică. Bine, simbolistica este destul de stufoasă. Simbol, da. Am să încerc să vă dau niște mesaje vis-a-vis de legăturile care ar putea să se facă. Sunt aici niște legături din alte vieți. Și purtând una dintre aceste pietre, cu siguranță vă ajută să vă eliberați de anumite jurăminte, legăminte făcute în alte vieți, vieți anterioare. De aceea și în rugăciunile pe care le face sau meditații, amintiți de această mantră: mă dezleg de orice legământ, jurământ făcut în viețile anterioare, prezente și viitoare, privind legământul sărăciei, bolilor, morții timpurii, furiei, neiertării și așa mai departe. Fiecare știe cam cu ce se confruntă. Acest tip de pietre o să vă ajute să vă mântărească și să vă ferească de absolut tot ceea ce nu este benefic în viețile voastre și să vă duc o energie foarte bună. Dacă nu aveți aceste pietre, puteți purta culoarea mov, culoarea albastru închis, blămarinul acela. Atenție la voi că pe parte medicală, partea aceasta a sistemului nervos. Foarte multă agitație în luna iunie. Haideți să vedem. Acum am să continui cu niște mesaje răvașe, de fapt, așa cum le-am intitulat, răvașe, surpriză pentru voi. Uite că a căzut unul. Vești șoc. Hai să vedem despre ce este vorba în luna iunie. O să fie așa pe nepusă masă, nebănuit. O să vă șocheze. Wow! Nu vine să cred. Dar cum? Dar știți, o să vă ia pe neașteptate.
Carte călăuză. Vă aflați la o răscruce de drumuri în ideea în care va trebui să luați o decizie de care depinde întreaga voastră viață. Dar nu lăsați trecutul să devină un obstacol în calea viitorului vostru. S-ar putea să aveți de făcut niște călătorii. Nu cred că există nici o piedică. De-abia de acum încolo s-ar putea să urmeze niște să trebuiască să faceți niște alegeri, să faceți niște drumuri, niște călătorii. Nu știu dacă are legătură neapărat cu sănătatea voastră sau unui membru de familie, dar este spre binele vostru și ca lucrurile să fie foarte benefice pentru voi, pentru că aveți realizări. Adică veștile acestea care vă iau pe nepregătite vă grăbesc un pic, dar ele sunt clar vești de realizare. Poate, uite, vești, poate sunt niște vești legate de primirea unei sume de bani, a primi ceva, un dar. Dar cred că este vorba despre intrarea în posesia unor drepturi, de exemplu. O reușită care să vă ajute să treceți peste niște... situații financiare precare, să zic așa. Există Capricorn care se vor angaja dacă sunt disponibilizați sau nu au avut serviciu. Există Capricorn care vor semna niște acte, există niște Capricorn care vor face niște mutări semnificative în cariera lor, dar totul va fi șocant, adică nu vă așteptați să aveți parte de o asemenea șansă. De asta spun că este o schimbare reală în ceea ce privește mai ales partea aceasta financiară și materială la voi și chiar sănătate, dar totul ascensionând. Mergeți mai departe, progres, de exemplu. Ca semne zodiacale, unul dintre semnele zodiacale care predomină această etare este leul la voi. Anumiți capricorni, ori ei, ori cei la care se gândesc, ar putea să descopere niște probleme cu, în ceea ce privește niște adicții, alcool, tutun, cafea, anxiolitice, ceva de care depindeți și să atenție la a lua niște decizii care ar putea să le dezechilibreze bugetele. Aveți atenție cât cheltuiți, pe ce cheltuiți. E un ușor dezechilibru între cât produceți și cât veți cheltui. În luna iunie parcă sunteți puși de a cheltui mai mult și s-ar putea să ajungeți într-un colaps financiar, dar în sfârșit pierderi. Alte semne zodiacale, Capricorn cu Capricorn, Taur, Berbec, Leu, cum spuneam, și Săgetător. Se prevede și o îndrăgostire la prima vedere sau o trezire în cuplu. O lună iunie în care veți avea parte de foarte multe provocări. Foarte multe provocări, chiar începând cu 7 iunie. Foarte multă acțiune, este o propunere sau niște vești cu bătaie lungă. Vor dura până în vară sau cu începere din vară. Probabil primiți în iunie, în vară, luna iunie, lună de vară. Dar până la finalul verii, am vrut să spun, adică este cu bătaie lungă. Planuri pe termen mediu, cel puțin. Există de asemenea o persoană care își va pune foarte mult amprenta pe destinul vostru. Este o persoană care are o mai mare bogată, o mai bogată experiență profesională și personală. Este o persoană pe care o admirați și vă admiră, bineînțeles. O persoană care vă aduce pe linia de plutire, este ca un soare, deci cumva apare în viața voastră să vă lumineze calea, vă sfătuiește bine, vă recomandă bine, vă face recomandări bune. O persoană care vă apără, vă susține, vă ocrotește. Acum s-ar putea să fie pe linie masculină, deci să fie un bărbat de genul acesta care apare în viața dumneavoastră pentru a vă schimba efectiv viața. Spuneam de niște călătorii pe care o să le faceți. Ideea este că este musai să le faceți, s-ar putea să nu vă convină că primiți o veste și va trebui, ca să aveți acea reușită, să vă duceți în ziua respectivă sau dimineața respectivă. S-ar putea să vă ia pe nepregătite. Adică fiți pregătiți că s-ar putea să fiți anunțați că trebuie să plecați într-o delegație, într-o călătorie, acolo la capătul ei vă așteaptă un mare succes. Că vreți, că nu vreți, că vă convine, că nu vă convine, trebuie să vă urcați în mașină, în tren, în avion,
de ce mijloc transport și să mergeți dacă vreți să aveți reușită. Parcă vă caută, să știți, vă caută acest moment important. Există această reușită, bineînțeles. De-ați spuneam că reușita vă găsește, vă bate la ușă, dar trebuie să deschideți ușa, știți? Trebuie să faceți și voi ceva pentru această reușită. Nu să amânați, știți? O să fie, vorbeam de această reușită, posibil în carieră, job, bani, chiar că o să vă aducă un boost așa de energie. Important este să rămâneți cu picioarele pe pământ și să fiți realiști. Da, nu știu la ce se referă strict acest mesaj, dar probabil că ar fi bine totuși să nu spuneți, cred eu, despre anumite proiecte, anumite reușite, să nu spuneți nici măcar apropiaților voștri, nici măcar membrilor voștri de familie sau doar acelor persoane în care aveți voi 100% încredere. Cred că la asta se referă foarte mult și chiar am și primit acest mesaj pe cale intuitivă. Încearcă să nu spui la nimeni despre proiectele, planurile și veștile bune pe care urmează să le primești, ține-le pentru tine și apoi, după ce lucrurile sunt bătute în cuie, abia atunci poți să vorbești despre ele. Haideți să vedem despre ce este vorba. Avem și un scorpion aici. Soarele în ceea ce privește partea aceasta familie. O reușită în ceea ce privește familia, în cadrul familiei. Ia vedeți voi că s-ar putea să aflați despre o naștere, de exemplu. Acolo unde este permis, unde vă permite vârsta, dorința, voința. Tot mai sunt niște mesaje în particular. Aolo, doamnă, pe cum să mai fac eu copil la 60 de ani, la 70 de ani? Tot timpul spun aproape obsesiv. Acolo unde permite vârsta, dorința, voința, fiind energii generale, fiind etalări generale. Deci cu siguranță că la vârsta aia nu, deși s-au mai auzit cazuri, glumesc. Deci unde permite chestia asta, atunci da. Deci copil, conceperea unui copil, o sarcină dorită, nedorită, nu știu, auziți voi de chestia asta sau sunteți voi în ipostază, asta o să vedeți. Conflicte rezolvate pe cale maternă, împăcare cu mama voastră, cu sora voastră, există niște reuniuni familiale aici, poate la sfârșit de săptămână sau la un sfârșit de săptămână în luna iunie, petrecerea timpului împreună cu copiii, adopția unui copil, dor de casă, nostalgie, reuniuni, joacă, creativitate, bunătate. Sunteți înconjurați sau înconjurate de foarte multă bunătate și generozitate din partea unor persoane la care poate nu vă așteptați. Dar și multă vulnerabilitate. Perspective pozitive, există și oficializarea unei relații, o mutare, de exemplu, dintr-o casă în alta, dar mai mult vorbim despre mă mut de la oraș la țară sau mă mut într-o zonă liniștită. Se simte nevoia Capricornului de a se retrage un pic la rădăcini. Poate intrați în posesia unei moșteniri sau câștigați un proces de partaj, că tot vorbeam de intrarea în posesia unor drepturi, sau vă faceți o căsuță mică la țară, sau vă întoarceți la țară, sau vă întoarceți undeva acolo unde voi v-ați simțit protejat și unde v-a plăcut să vă petreceți anii copilăriei. La ce ar trebui să fiți voi atenți? În primul rând, la data de 6, deci după 6 iunie, totul capătă sens. 6-7, să zicem așa. Manifestați dorința aceea ascunsă pe care voi aveți sau sunt anumite persoane care cărora le doresc să câștige toate luptele acelea despre care nu vorbesc. Sunt anumite dorințe, sunt anumite vise, anumite probleme personale despre care nu puteți să vorbiți cu oricine sau le țineți cu voi, tăinuit în inima voastră. Pe acelea le câștigați, manifestând dorința de a le câștiga. Cere și ți se va da. Rugăciunile vă ajută foarte mult. Meditațiile vă ajută foarte, foarte mult. Să vizualizați
Există aici un moment care vă se va schimba viața în foarte multe cazuri. O călătorie, o deplasare. O să vedem, chiar o să insist cu clarificare ce înseamnă această călătorie. Această călătorie vă va schimba, practic, tot mersul lucrurilor, astfel încât visele voastre să devină realitate. Probleme cu ochii sau cu un ochi, poate tensiune oculară, așa, prinzând ușor, ușor și energia medicală. Există și o posibilă uniune cu o ființă pe nume Aura, Aurelia, Aurel, sau veți cunoaște sau o asemenea persoană care își pune amprenta așa, și-a pus amprenta foarte tare pe viețile voastre. Aveți aici la fel niște este un îndemn, mergi în locuri publice. Mergi în locuri publice, într-o cafenea, într-un magazin de cărți, într-o bibliotecă, într-un parc. Pentru că există posibilitatea să întâlnești un om care îți va scrie. Îți va propune ceva, îți va scrie. Haideți totuși să vedem ce este ce este cu acest om, fie energie feminină, fie masculină. Îți scrie. Se vorba despre acea călătorie, are legătură cu acea călătorie. Vreau o clarificare, în primul rând, ce este, de ce să mergi acolo. Da, pentru că deci sunt așa mesajele. Dacă sunteți într-o relație cu această persoană, s-ar putea să vă scrie sau să o întâlniți într-un parc, să o întâlniți într-un magazin de haine, de cărți, de, nu știu, cafenele, să vă întâlniți accidental cu această persoană care vă scrie ulterior că este indisponibilă și că vă veți pierde timpul gândindu-vă la el sau la ea, s-a terminat. Dacă mă refer la capricornii care se gândesc la o situație de genul acesta, sunt în separare și se gândesc la o anumită persoană, s-ar putea să primiți astfel de mesaj, dar după această întâlnire accidentală, o să o vedeți sau o să-l vedeți în parc, sau, nu știu, postând pe rețele de socializare că este cu altcineva, dar probabil că o să primi și un gen de mesaj și acesta poate să fie vești care o să vă șocheze, în sfârșit. Din punct de vedere emoțional, s-ar putea să aibă legătură cu chestiunea aceasta. Haideți să vedem ce înseamnă călătoria aceea. Clarificăm călătoria. Clarificăm călătoria care vă va schimba viața. Este o schimbare radicală, poate să aibă legătură cu schimbarea casei, schimbarea domiciliului, schimbarea locuinței, de care și vorbeam, sau intrarea într-o altă relație. Probabil că acest mesaj tranșant, ascuțit, dureros, vă va determina să vă reorientați către o altă relație. Deci schimbarea poate să fie și materială, schimbarea poate să fie și în planul afectiv relațional. Așteptați-vă să auziți de chestiunea asta cât de curând. Auziți de această mutare cât de curând. Această călătorie care vă ajută să încheiați un capitol din viața voastră și să începeți un capitol cu totul și cu totul nou. Cât de curând. Primiți ceva scris, primiți un mesaj, primiți o științare, primiți o recipisă, va trebui ulterior să plecați undeva, să vă mișcați, să vă agitați, să vă suiți în mașină, după care lucrurile se vor schimba radical. Se încheie o etapă și începe o etapă cu totul și cu totul nou. Gândiți-vă la o situație particulară și haideți să vedem ce au de spus ghizii voștri spirituali.
În viitorul apropiat. În viitorul apropiat veți avea o reușită importantă. Spuneam de faptul că există posibilitatea formării unui cuplu, unei sarcini, posibilitatea unei colaborări fructuoase, există posibilitatea unor parteneriate foarte frumoase cu realizări. Este ca un soi de renaștere. Se iau niște decizii, unicele decizii sau cele mai bune decizii în situația dată. Adică puteți să spuneți, ok, așa a trebuit să fie, asta a fost și va fi cea mai bună decizie. La fel și voi, ca și celelalte semne zodiacale, o să vă dați seama și o să realizați, începând cu luna iunie sau din luna iunie, că o anumită separare sau o anumită disponibilizare sau o anumită situație delicată, ușor neplăcută, a fost spre binele vostru cel mai înalt. Bine că s-a întâmplat așa, pentru că uite acum ce bine sunt. Poate că acum nu mai eram cu iubirea vieții mele. Poate stăteam și așteptam cai verzi pe pereți. Știți? Mai bine că a făcut el sau ea pasul și mi-a transmis acel mesaj că n-are rost, s-a terminat, că în felul acesta mi-am dat seama că trebuie să fac eu schimbarea. Schimbarea, bineînțeles, stă în fiecare dintre noi. Este ca o victorie personală pe care o aveți, este o... Ce să, soarele, l-aveți și în familie, și colaborări, v-am zis, cineva vă scrie, vă cheamă, este aici o persoană cu părul deschis la culoare, ochi închiși la culoare, șaten sau cu mai mult păr alb sau cu o șuviță distinctă albă în păr, o energie feminină care vă ia, vă trage, vă dă cele mai bune recomandări pentru o reușită personală. Acele, v-am zis, bătălii pe care le duceți cu voi și de care nu știe nimeni. Se găsesc soluții la absolut toate problemele voastre începând din luna iunie. Problema cu presupusul, că poate presupuneți sau și voi vă faceți scenarii, este că noi credem că presupunerile pe care le facem din start sunt cele adevărate. Facem o astfel de presupunere și ajungem la o înțelegere greșită. O luăm la modul personal. Iar apoi reacționăm transmițând mai departe această influență negativă, fără să vrem, în foarte multe cazuri. Mai ales prin ceea ce comunicăm, ceea ce spunem prin cuvintele noastre. Creăm, în foarte multe cazuri, o dramă pentru nimic, din cauza acestor presupuneri pe care le facem. Deci iată o recomandare din partea ghizilor spirituali. Cum că... Cel mai bine este să discernem adevărul într-o anumită situație particulară și să nu facem scenarii, să nu facem presupuneri, să dăm timp timpului, pentru că divinitatea le rezolvă pe toate la timpul potrivit. Inițiala P, B, C, I, dacă vă spune ceva și O, persoane cu care intrați în contact, înseamnă că această etalare va duce și mai aproape de situațiile voastre particulare. Haideți să vedem din punct de vedere al planului afectiv relațional. Veste mare, veste mare. Primiți o veste mare, ce să zic. Pe de o parte, v-ați fi dorit ca o relație din trecut să nu se fi întâmplat niciodată, considerând că v-ați pierdut timpul. Însă, ulterior, acea persoană o să-și ceară scuze. Există aici o persoană care v-a făcut rău sau care a încercat să vă scoată din pepe sau care v-a înșelat sau care v-a înșelat așteptările. Posibil ca să vă dea acel mesaj în care spune că nu este disponibil, nu mai este disponibil, că s-a terminat, dar își cere scuze că v-a pricinuit daune.
nu poate să treacă mai departe, pentru că acest trecut care vă conține și conține aceste greșeli, îl țin sau o țin în loc. Așa că așteptați-vă să fie un mesaj mai lung în care vă spune că nu vrea o relație cu voi sau că vrea să treacă mai departe, dar își cere scuze. Îmi cere scuze, dar nu te mai vreau în viața mea, știu că am greșit, nu ești tu, de vine, sunt eu. Mă mărit sau mă căsătoresc, mă însor, mă însfârșit. Deci asta s-ar putea să fie tot așa în cadrul veștilor care o să vă șocheze. Întotdeauna am vrut să faci parte din viitorul meu, dar nu s-a întâmplat. Fiind departe de tine, mi-am dat seama de fapt că nu te meritam. Sunt niște tatonări pe rețele de socializare. Există o schimbare nu foarte mare din acest punct de vedere al cunoașterii unei persoane cu totul și cu totul noi, pentru că nu vreau să vă induc stări false, să vă spun că în luna iunie pentru majoritatea se întâmplă așa, doar că nu prea văd că ar exista ceva foarte clar, solid, cuplu, rădăcinare, stabilizare, oficializarea unei relații, ci mai multă tatonare. Deci sunt schimbări. Vă umpleți cumva un gol lăsat în urmă de o anumită persoană care a decis să-și vadă de viață. Doar că este atrasă de voi mai mult din punct de vedere erotic. Nu că și-ar dori o relație pe termen lung cu voi. S-ar putea să schimbați niște mesaje de la distanță, iar în momentul în care o să întrebați persoana respectivă ce are de gând cu relația aceasta, probabil că o să bată retragere la gândul. Spunându-vă eventual, știi, dă-mi un pic de timp să-mi dau seama sau să ne dăm seama dacă ne vrem unul pe celălalt. Sigur că nu am mai simțit așa niciodată pentru tine, dar gândul mi se duce la a te vedea și a consuma această relație din punct de vedere intim. Vă place, vă bucurați unul de celălalt, schimbați mesaje, în sfârșit, petreceți foarte drăguț timpul, doar că simt în proporție de 80% că este vorba despre o persoană care pe care o atrageți mai mult din punct de vedere fizic decât că știi, aș vrea să mă căsătoresc cu tine sau aș vrea să am o relație pe termen lung. Ok, haideți să vedem ce mesaje primim pe calea pandativelor. Imediat am să mai extrag o carte cu ce veștile acestea șoc, nu vă las așa. Anul 2020, dacă vă spune ceva, un an în care ați avut un blocaj, probabil vi s-au închis anumite căi. Deci după anul 2020, dacă se potrivește cu această etalare, vă potriviți, în 2024, în luna iunie, se dezțelenește o piedică, un blocaj. Deci după 4 ani de zile aveți parte de o deschidere, cade un blocaj. Ia uitați. Aveți aceste pene de înger. Astfel încât să vă stabilizați, să vă împământați, să vă stabiliți, să fie ceva stabil, stabilizare. Datorită unui deblocaj. Deci dacă atunci vi s-au închis anumite căi, anumite porți, nu s-a mai întâmplat nimic de atunci, energie statică, energie stagnantă, iată că după 4 ani aveți un boom, un boost de energie, vești care o să vă șocheze și la job și în planul acesta amoros, pentru că nu orice veste rea până la urmă este o veste rea, că uite vă împinge să faceți lucruri spre binele vostru, să vă întâlniți marea iubire până la urmă, pentru că sufletul vostru pereche nu era sau nu este ceea ce ați crezut voi că este bine pentru voi. Sau probabil că voi ați crezut că o anumită persoană este sufletul vostru pereche, dar nu era pentru voi, nu erați pregătiți.
ci doar o experiență din care voi aflați ulterior ce aveți de învățat pentru a ști ce să protejați în relația voastră viitoare. De asta zic că în urma acestui deblocaj lucrurile vor merge doar în sus. Deblocaj financiar. Am să extrag acum o piesă din puzzle-ul vieții voastre. Mesaje. Foarte multe mesaje, foarte multe e-mail-uri, scrisori, desemnat, acte, dosare, bani și așa mai departe. Deci în jurul acestor acte se învârte bani, mesaje, chiar mesaje de iubire. Spuneam că nu vreau să vă las așa, pentru că vreau să mai extrag o carte care poate mi-ar clarifica și mai mult. Sunt eu nedumerit așa cu veștile acestea șoc, deși ele pot fi în iubire. Vă sună cineva și spune, gata, sunt indisponibil, în sfârșit. Da, hai să luăm tot de aici. Cu ce ar avea legătură aceste vești șoc? Sunt de bine? Clarific aceste vești șoc? Mă interesează și dacă sunt de bine, până la urmă. Asta vreau să știu. Gabi, există cineva? Reluarea unei comunicări. Veștile șoc. Vorbiți la telefon cu cineva. Discutați cu cineva. Nu vă așteptați la telefonul respectiv. Nu vă așteptați la comunicarea respectivă, care ar putea să aibă legătură cu o colaborare, cu un compromis, cu o iertare. În orice caz, oricum ar fi, e de bine, pentru că va funcționa. Work it out. Asta înseamnă că, oricum ar fi, aceste vești șoc vă va, nu știu cum să zic, va funcționa. E de bine. Lucrurile vor merge ca pe roate. Deci despre asta este vorba. Nu este de rău sub nicio formă. Doamne ăștia, mă bucur. Dragii mei, cam atât pentru voi. Vă doresc să aveți o lună iunie minunată, cu multă sănătate, cu multă voie bună. O lună iunie spectaculoasă din toate punctele de vedere și să aflați niște vești șoc, dar bune. Și să ne ținem la curent. Vă pup, vă iubesc, toate bune. Pa, pa.